Domnule ministru, bine ați venit la Europa Liberă. Bine, v-am găsit. Sunteți de ceva vreme ministru al educației și cercetării, și în acest răstimp cât de mult s-a reconfirmat sau poate s-a schimbat ideea a ceea ce ar fi fost bine să aibă sistemul de educație din Republica Moldova, dar nu are vorba aproape clasică cred că în perioada asta de timp am reușit să înțeleg mai bine ce putem realiza realist în următorii doi ani de zile și s-au reconfigurat un pic priorități. Dar în linii generale, au rămas aceleași care au fost și la început de mandat. Carențe sunt multe, dar partea bună a lucrurilor este că avem un plan pentru fiecare dintre problemele majore cu care se confruntă sistemul, fie că e vorba de deficitul de cadre, fie că e vorba de conținuturile care se predau la școală, fie că e vorba de modul în care este organizat rețeaua școlară. Haideți să discutăm aceste lucruri pe îndelete în studioul Europei Libere. Cu drag. Dan Perciun, ministrul al Educației și Cercetării. Discutăm în Studioul Europei Liberă de la Chișinău la câteva zile după ce o neînțelegere evidentă a ieșit la suprafață dintre Ministerul Educației și reprezentanții Municipalității Primăriei Chișinău, de fapt. După modificarea codului educației, 80% cam dintre toți șefii de, uh, raionali de, uh, din domeniul educației, urmau să fie de mici, pentru că aceștia nu au fost angajați în funcție potrivit noilor modificări ale codului educației, deci pentru o perioadă determinată de patru ani și după ce au trecut un anumit concurs. Exista, deci trebuia să fie de miși acest șef, inclusiv șeful direcției din Municipiul Chișinău. Dumneavoastră ați semnat un ordin de demitere a lui, dar ulterior primăria Chișinău, prin intermediul Comisiei Situații Excepționale, a refuzat să îndeplinească acest ordin și a declarat situație excepțională în domeniul educației. Întâi de toate aș vrea să vă, să vă întreb dacă dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă această situație excepțională în domeniul educațional în Chișinău. Sunt câteva lucruri care trebuie precizate din start. În primul rând, acele prevederi care vorbează despre necesitatea alegerii prin concurs a șefilor de direcție și a perioadei determinate pe care ei se aleg sunt în vigoare din anul 2014. Deci, ele trebuiau respectate pe tot. Durata ultimelor ani. Din păcate, mai multe direcții raionale nu s-au conformat atunci când au selectat șefii direcției, și ceea ce am făcut noi a fost să creăm acest mecanism prin care cei care n-au respectat legea până acum să fie eliberați și respectiv să putem să avem concursuri în așa fel încât această funcție să fie competitivă și prevederile care există în codul educației de foarte mult timp să fie respectate. Într-adevăr, asta a însemnat că din cei 35 de șefi de direcție, 10 au rămas în funcție pentru că au fost aleși corespunzător, 25 în raport cu 25 au fost încetate raporturile de muncă, o parte dintre ei în cazul unora dintre ei, acest lucru s-a întâmplat prin decizia Consiliului Raionale. 12, 13 au fost demiși, dacă doriți, prin ordinul ministrului. Avem o situație mai dificilă, mai conflictuală, să o numim așa, dar în Chișinău și în Rășcani. În rest, toată lumea s-a conformat. Ceea ce aici a făcut Chișinău și Rășcani este un evident abuz, pentru că un ordin de ministru nu poate fi anulat printr-o decizie a Comisiei Situației Excepționale. Ori Comisia Situației Excepționale nu are asemenea mandat de principiu, inclusiv din acest motiv. Astăzi Comisia Situației Excepționale la nivel național se va întruni și va anula acele ordine. Ulterior, noi urmând să ne adresăm uh, organelor competente pentru a examina dacă cei care au adoptat această decizie sunt pasibili de răspundere contravențională, ori din punctul nostru de vedere, asta reprezintă depășire vădită de atribuții. Trebuie să înțelegeți că ceea ce se întâmplă în Chișinău este o situație totalmente anormală unde primarul nu vrea să convoace Consiliul Municipal și de aia, în ultima perioadă de timp, folosește această comisie pentru situații excepționale, pentru tot felul de decizii pe care nu le poate de principiu adopta. De exemplu, dacă ne, vorbi, ne referim la grupele cu program prelungit atunci acele taxe care acum urmează să fie percepute de la părinți au fost instituite la fel printr-o decizie a Comisiei Stației Excepționale, ori legea spune că ele pot fi adoptate, dar de către CMC, și așa este normal, pentru Consiliul Municipal reprezintă chișinăuienii. Taxele se aprobă de către CMC. Acum ceva a încercat să găsească, sau a găsit această soluție ilegală, de a adopta decizii prin CSE, ne dorind să convace Consiliul Municipal, pentru că încă nu are majoritate clară, este negocieri cu PSRM-ul. Și în al doilea rând, pentru că oricum orice dezbatere la Consiliul Municipal înseamnă atenția presei, înseamnă posibilitatea cetățenilor de a veni de a-și expune poziția și atunci pentru a evita o discuție publică, în ultima perioadă de timp folosește cse local ca o alternativă și un substitut pentru Consiliul Municipal, ceea ce este vădit ilegal. Dar, de exemplu, la Comisia Situației Excepționale la nivel național, veți adopta și o decizie privind taxele suplimentare pe care trebuie să le plătească părinții pentru orele de după pe program în Chișinău sau se va referi doar la acest ordin de Ceea ce de misie? va face Comisia de Situații Excepționale la nivel național va constata, va constata nulitatea deciziilor adoptate de către Comisiile de Excepționale la nivel local, pentru că ele nu au asemenea mandat. Comisiile astea există și Comisia Națională există, pornind de la un cadru legal foarte clar, care vorbește fie de o stare de urgență, noi am ieșit din stare de urgență dar Republica Moldova nu mai este într-o stare de urgență. Și, pe de altă parte, aceste comisii pot activa atunci când există cataclisme, dezastre naturale, deci menirea lor este cu totul alta decât modul în care încearcă să o utilizeze primarul general, respectiv deciziile alea vor fi anulate și ulterior, după cum spuneam, noi ne vom adresa organelor competente pentru ca să constate depășirea de atribuții de serviciu. Ca să înțeleg doar, domnule ministru, deci aceste deciziile comisiilor excepționale la nivel local vor fi anulate în general sau în, în general. acest caz, caz în speță, am înțeles. Ce o decizie majoră care se va referi la toate comisiile locale. Da, există trei decizii care le-a adoptat Chișinău în ultimul timp și toate trei urmează să fie anulat. Uh -huh. um, spuneați că există două situații de acest fel cu demisiile neacceptate cerute de minister în, la Chișinău și la Rășcani. La Rășcani tot a existat o astfel de decizie locală sau cum s-a întâmplat? Da, Rășcani s-a inspirat de la Chișinău și a copiat textul Motamo și l-a adoptat și Domnul Păvăloi, care este sau a fost șeful direcției din Chișinău, direcției educației din Chișinău, a spus că merge în instanță. Care este reacția ministerului? Vă veți prezenta în instanță? Da. Este dreptul dumnealui, bineînțeles, și așa și ar fi trebuit să procedeze din start. Asta era calea legală pentru a contesta acest ordin, pentru că doar instanța poate referi la e, legalitatea lui. Noi, de principiu, evident, considerăm că ordinul este legal, ori avem și o decizie a Curții Constituționale care a validat întregul mecanism. Ei anterior s-au adresat la Curtea Constituțională încercând să arate că acele modificări sunt neconstituționale. Curtea, de principiu, a zis că ele sunt acceptabile, sunt constituționale și poate exista acest instrument prin care, în cazul în care Consiliul nu-i demit, atunci Ministerul intervine, numește inter Mari și după aia urmează să desfășoare concursuri. Așa că noi nu vedem nicio problemă pe dimensiunea asta, dar dumnealui, bineînțeles, că are dreptul să se adreseze și așa ar fi trebuit să facă. Ceea ce au încercat ei însă să facă prin Comisia Stației Excepționale, din punctul nostru de vedere, rep de reprezintă depășire de atribuții în serviciu și este cel puțin pasibilă de răspundere contravențională. să anticipați că vor exista și alte neînțelegeri pe domeniul educației între primăria Chișinău și ministerul pe care îl conduceți? Depinde în măsura în care cei din Chișinău vor dori să politizeze. De fapt, ei, campania electorală a demonstrat că îi folosesc această resursă în interes politic, în măsura în care ei vor dori mai departe să uh, alimenteze acest conflict. Din punctul nostru de vedere, noi am numit și un interimar de altfel la fel din echipa actuală de la Chișinău, doamna Negre este șef adjunct direcției la moment, respectiv noi am căutat o opțiune care să fie acceptabilă pentru toată lumea. De aia sperăm că nu vor exista alte perturbări pe viitor. Și îi îndemnăm pe toată lumea să respecte legea, pentru că, încă o dată, repet, noi o să mergem și o să cerem sancționarea contravențională a celor care au considerat că este posibil să anuleze un ordin de ministru prin decizia Comisiei Stației Excepționale. Ori asta este un precedent foarte periculos. Vă dați seama că mâine în spate trezi o primărie și decide printr-o decizie a unei Comisii Stației Excepționale locale să nu plătească taxe la bugetul de stat. Și inclusiv în condițiile în care suntem noi astăzi, Uh, și în contextul regional în care noi ne aflăm. Uh, asemenea, decizii reprezintă un precedent foarte periculos, pentru că uh, pun la îndoială autoritatea, din principiu, a administrației publice centrale în raport cu administrații publice locale. Deci, cumva, înseamnă că mâine un raion poate decide să nu respecte niște hotărâri de guvern sau să nu respecte niște indicații niște ordine a unui ministru. Este un precedent foarte periculos. Dincolo de ceea ce a făcut Chișinău. Conceptual este inacceptabil. În general, ce soluții credeți că pot, pot exista pentru ca iată educația să fie ținută departe de, de patimele politice? Din punctul nostru de vedere, unul dintre posibilele scenarii este și o centralizare a sistemului, în așa fel încât să eliminăm elementele de politizare locală. Dar foarte mult depinde într-un final de calitatea oamenilor și modul în care ei se raportează la sistem. Noi avem și situații mai fericite, unde lumea este responsabilă, într-adevăr, unde am văzut campanii electorale în care n-au fost utilizați directorii de școală și profesorii în agitații politică, n-au fost impuși să participe la activități politice, pentru că șeful de direcție era o persoană tehnocrată care a văzut astfel lucrurile, exista un consiliu raional care era responsabil, dar am văzut de cele mai multe ori inversul mai degrabă, unde S-a pus presiune pe toată lumea în sistem să participe, coparticipe în anumite activități politice. Deci depinde mult de calitatea oamenilor și cum își înțeleg ei rolul. Eu înțeleg că, toată, că poate fi făcut politică în afara orelor de lucru, toată lumea poate avea anumite opțiuni politice, dar de principiu școala nu este un loc în care lucrurile astea ar trebui să se întâmple. Avem acum și o situație gravă la uh, Comrat, unde pentru... Marșul de 2 februarie, prin care se celebrează acel uh, referendum ilegal din 2014, Direcția uh, Educației a decis să oblige directorii de școală să uh, impună copiii să participe la acele manifestații. Deci, e o încălcare vădită a prevederilor codului educației care spune expres că copiii nu pot fi implicați în activități politice. Deci, nu mai există situații dincolo de Câșună, când lucrul ăsta se întâmplă într-o manieră vădită a, și este regretabil și condamnabil. Și ce va face Ministerul Educației, de exemplu, pentru a rezolva cumva această situație potențială, situație de criză de la Comrat? Noi am dat și o reacție în sensul ăsta deja și la fel ne vom adresa organilor competente pentru eventual a trage la răspundere pe cei care au emis acel orden. Dar în condiții trebuie să înțelegem că în condițiile în care direcțiile astăzi sunt subordonate Consiliilor Raionale, școlile sunt subordonate direcțiilor, Ministerul Educației are anumite pârghii, dar ele sunt destul de limitate pentru a responsabiliza un șef de direcție sau pentru a responsabiliza inclusiv un director de școală. Chiar și pe sub subiectul plăților ilegale, care despre care se discută mult în spațiu public și care într-adevăr sunt, cred că, o pată neagră pe sistemul nostru educațional, noi nu putem trage la răspundere disciplinară un director. Deci, asta, asta, po asta poate să o facă doar șeful de direcție și direcția de principiu. Și atunci noi atenționăm, luăm, o, oferim o reacție, condamnăm, dar noi nu putem să sancționăm disciplinar pe cineva, ne adresăm de regulă la CNA. Și așa și în aceste cazuri, la fel, vom ne vom adresa organelor competente pentru a examina și eventual a aplica prevederile Codului Contravențional. Domnule Perciun, cât în activitatea dumneavoastră de ministru a educației este legată de politică și cât e legată de educație? Destul de puțin legată de politică, în sensul clasic al cuvântului. Ceea ce încercăm noi să facem la Ministerul Educației mult mai mult în ultima perioadă este să comunicăm și să explicăm foarte clar ce ce face Ministerul. Noi avem o mulțime de inițiative legate și de debirocratizare sistemului și de școlile de model despre care sper să discutăm și avem programul Investim în Profesori, care l-am lansat recent un program mare de formare continuă. Mergem frecvent în teritoriu, ne întâlnim cu cadrele didactice, ne întâlnim cu directorii. Credem că este important să comunicăm. Deci în sensul ăsta de comunicare activă, cred că ministerul este mult mai prezent decât a fost anterior și cred că așa este bine să fie, pentru că trebuie să cunoască lucrurile care se întâmplă, să se discute, să se dezbată, să existe critici, să există diverse opinii, dar de principiu eu cred că o bună parte din rolul unui ministru este de a comunica despre ceea ce se întâmplă, care sunt activitățile, obiectivele ministerului, în așa fel încât putem să avem o veritabilă discuție publică pe subiectele legate, inclusiv de educație. De ce vă întreb asta? Pentru că în Republica Moldova s-au încheiat la sfârșitul anului trecut alegerile locale, iar în acest an urmează alegeri prezidențiale, deci sunt câteva cicluri Electorale importante și dumneavoastră, ca uh, ministru, dar mai mult ca exponent al Partidului Acțiune și Solidaritate, am văzut că v-ați implicat în aceste cel puțin în campania pentru alegerile uh, locale. Nu știu cum va fi pre pentru prezidențiale. Cu siguranță ne vom implica. Noi suntem figuri politice, suntem ministri, în primul rând, și respectiv este normal să mergem în campania electorală să explicăm ce am făcut. Ce urmează să se întâmple, pentru că, până la urmă, legitimitatea noastră derivă din votul cetățenilor. Vă să vă întreb, cum veți delimita, iată, aceste atribuții ale dumneavoastră de ministru al educației, de uh, grija pentru educație și pentru profesori, uh, pentru salariile lor, pentru bunăstarea lor și pentru uh, o calitate bună a educației, de aspectele politice și electorale? Cum faceți această delimitare? Vreau să înțeleg cum vedeți, noastră, această delimitare, uh, pentru că, în mod normal, încă o dată zic, noi suntem figuri politice, noi avem anumite obiective care derivă din votul cetățenilor. Deci, responsabilitatea și a parlamentarilor, și a ministrilor este în primul rând în fața cetățenilor. Și atunci tu mergi în campanie electorală. Explicând ce ai făcut în ultimii ani, care au fost obiectivele și rezultatele activității tale, și cerând mandat pentru a continua să activezi în continuare și pentru a continua implementarea lucrurilor care au fost în, începute. Deci, activitatea politică este inerentă a, activității unui ministru. Pentru că obiectivele care noi le setăm, noi nu le setăm de sinistătători. Ele derivă din votul oamenilor. Noi am cerut oamenilor votul pentru niște lucruri care urmează să se întâmple. Așa că eu o văd ca o parte componentă, inerentă. Acum strâng din punct de vedere legal, pe durata perioadei electorale, ministrul se suspendă din funcție. Dumneavoastră sunteți relativ nou în guvernul condus de uh, Dorin Recean. Ați venit în această funcție acum aproape jumătate de an, dacă nu da, greșesc, luna iulie. în luna iulie, 17, cred. Așa uh, împreună cu alți doi miniștri după o remaniere guvernamentală. Uh, recent uh, a plecat domnul Nicu Popescu invocând motive personale, ceva mai devreme a plecat și domnul Spătar, la fel invocând motive personale. Nu știu cum se văd lucrurile din interior, dar din afară, pare o fluctuație mare de cadre într-un cabinet de ministri monocolor. Cum explicați dumneavoastră aceste schimbări frecvente de, de ministri în, în guvernul partidului de guvernare? Eu cred că, din principiu, este un lucru bun, pentru că trebuie să existe și o evaluare a ministrilor pe interior. În același timp, există motive obiective în cazul celor două persoane pe care le-ați menționat, unde cred că toată lumea este mai mult decât satisfăcută de activitatea lor, dar, într-adevăr, sunt anumite situații familiale mai specifice care au determinat aceste decizii. În alte circumstanțe cred că a existat un raționament politic în spate, o dorință de a impulsiona anumite domenii, o dorință de a face o schimbare și de principiu cred că este bine ca atunci când se dorește um, a accelera anumite procese, să existe și o schimbare. Așa că noi avem discuții pe interior, în permanență, despre performanța ministrilor, despre rezultatele activității um, și atunci, acolo unde poate se simte nevoia de a îmbunătăți lucrurile sau pur și simplu considerăm că există o persoană mai potrivită pentru un anumit moment în care ne aflăm să se facă această schimbare. Deci nu este o, un lucru care ar trebui cumva să ne îngrijoreze sau din contra. Disponibilitatea de a remania cadrele vorbește despre preocuparea constantă pentru performanță. Și asta nu deranjează pe colegii dumneavoastră care sunt remaniați, să zicem? eu cred că toată lumea s-a regăsit mai departe în echipă. Noi le suntem recunoscători tuturor pentru efortul pe care l-au făcut. După cum spuneam, sunt diverse circunstanțe, câteodată pur și simplu momentul istoric impune un alt profil, o altă necesitate și de principiu noi ținem legătura cu toată lumea care a fost în echipă și este în echipă și de regulă se regăsesc în anumite poziții care considerăm noi că la o anumită etapă sunt mai potrivite. Dumneavoastră, ce planuri aveți? Credeți că veți rămâne în guvern până, la, până se va încheia mandatul acestuia? Depinde de performanța mea și a ministerului pe care îl reprezint. Într-un final, o să și opinia colegilor, opinia domnului prim-ministru și așa mai departe. Noi nu ne-am născut în aceste fotolii și vom pleca, evident, la un moment dat în aceste fotolii. Avem o misiune pe care trebuie să o îndeplinim, dacă o îndeplinim cu succes, continuăm să activăm, mergem în alegeri, explicăm cetățenilor, inclusiv dacă ei ne vor da votul, vom rămâne mai departe să facem ceea ce facem. Domnule ministru, să ne reîntoarcem punctual la educație după aceste aspecte politice pe care le-am discutat. Ați anunțat, cumva mai accentuat la începutul acestui an, un proiect, cum i-ați spus dumneavoastră, strategic, rețeaua școlilor model, ceea ce înseamnă că în Republica Moldova, în etapă inițială, vor fi create 35 de școli pe care dumneavoastră le numiți școli model. Așa întâi de toate să înțelegem cu toții mai clar ce înseamnă o școală model domnule ministru, în viziunea dumneavoastră, în viziunea ministerului. Ce înseamnă? Că vor fi echipamente performante acolo, că vor fi profesori cu viziuni inovative comparativ cu alte cadre didactice. Ce înseamnă asta, de fapt? Deci, Juni a pornit această idee. Ea s-a născut ceva timp în urmă, dar a fost încă o dată validată atunci când au fost publicate rezultatele PISA ceea ce arată rezultatele PISA, e că noi avem circa 50% din toți elevii care nu ating un nivel minim de competență la citire și matematică. Iar atunci când vorbim de școlile foarte mici din mediul rural, cam 7 din 10 copii de 15 ani nu ating acest nivel. Și atunci ideea rețelei școlilor model este de a crea niște instituții remarcabile la nivel raional care să poată servi ca pol de atracție pentru părinții care își doresc ca copiii lor să aibă acces la o educație de calitate, la o educație mai bună, care să-i pregătească cu adevărat pentru facultate și să le dezvolte acele competențe de care au nevoie în secolul 21. Pornim cu 35 de instituții, s-ar putea să lărgim numărul lor, avem resurse identificate pentru primele 10, circa 2 milioane de euro pentru fiecare dintre aceste instituții și suntem în căutare din 50 de milioane de euro pentru celelalte. Lista acestor instituții o vom publica săptămâna viitoare, vom face o conferință de presă, vom explica mai în detaliu conceptul, deci ce înseamnă de principiu școală model, cum vor arăta acolo lucrurile, care este acel standard pe care noi vrem să-l vedem realizat în practică. Și deja pe parcursul acestui an sperăm să avem primele 5 unde fie lucrările vor fi într-o zonă foarte avansată, fie chiar vor fi încheiate și încă cinci în care să pornim lucrările, urmând în 2025 să mergem și cu celelalte instituții. De principiu, când vorbim de o școală model, vorbim de o școală existentă, care are peste 500 de elevi la moment, care mai are 200 de locuri libere, de asta și ziceam importanța polului de atracție, deci mai poate Atrage copii din alte instituții, în special din instituții foarte mici, și speranța noastră este că ele vor arăta în așa fel, acest școli model, încât oricare părinte să își dorească ca copilul lor să meargă la această instituție. Da, facem investiții în infrastructură, deci înseamnă renovări pe interior, renovări pe exterior, dotare cu tehnologii digitale în toate clasele, înseamnă laboratoare digitale, fizică, chimie, biologie, înseamnă o seră inteligentă, exterioară, de copii se poate să învețe în practică biologia îmbinată cu tehnologiile informaționale, înseamnă eficiență energetică, înseamnă separare de înseamnă teren de sport interior, exterior, renovat, multifuncțional și, bineînțeles, înseamnă și investiții în profesori, în formarea acestora și o altă cultură organizațională. Probabil ăsta este lucrul cel mai greu de schimbat. Trebuie să recunoaștem. Investițiile sunt, știți cum, constrânse, doar de disponibilitatea resurselor financiare, schimbarea anumitor practici organizaționale este mai complicată, dar vom interveni, după cum spuneam, și pe dimensiunea infrastructură, pe dimensiunea dotării, pe dimensiunea formării pentru cadrele didactice, în așa fel încât să vedem într-adevăr o transformare a celor comunități. Dar aceste școli model care vor fi selectate, o parte deja le-ați selectat. Se află, ele, se află, cele mai multe dintre ele în centrele raionale da. sau sunt și școli model care se află în anumite locale? În practic, se află în, ce, în centrele raionale pentru că sunt două criterii de bază. Să fie o instituție mai mare de 500 de elevi la moment și mai 200 de locuri libere. Noi, în paralel, pentru că abordarea asta pe școlile model are patru componente. Deci, pe lângă investițiile în școală, noi procurăm 70 de, 60 de autobuze plus 10 autobuze dintr-un program european. Deci, 70 de autobuze în total anul ăsta. Deja licitația a fost finalizată pe 60. Și ne așteptăm ele să ajungă în septembrie. Pentru ca să creștem și capacitatea de transport, și cei care vor să vină în aceste instituții din localitățile mai mici poate să o facă. Uh, implementăm acea alocație bănească pentru părinții care voluntar. Accept copiilor să meargă la o altă școală decât cea în care învață la moment, dacă școala respectivă are mai puțin de 50 de elevi. Deci, vorbeam de până la 1000 de lei pe lună, care i-am oferit părinților timp de 2 ani de zile, dacă sunt de acord să fac această tranziție pentru a acoperi anumite costuri și, totodată de regulă copiii din instituțiile foarte mici, unde sunt foarte puțini elevi, sunt și din familii social vulnerabile și atunci credem că compensația o să servească și un rol social și în egală măsură o să încurajeze părinții să acceseze educație mai bună. No, și minister. vorbim și de alimentare gratuită din 2025, aici încă suntem în negocieri. Deci abordarea asta cu școlile model e și infrastructură, transport, alocație financiară și alimentare gratuită. Ce se întâmplă, de exemplu, cu o școală dintr-o localitate unde să zicem că sunt 200 de elevi, nu sunt nici până la 50, dar nu sunt nici 500, da? Ce se întâmplă cu astfel de școală în timp ce în jur se dezvoltă școli modele de exemplu? aceste școli, cu siguranță, vor continua să activeze 200 de Nu e un nivel cu... de discriminare, cumva, 100. că, iată, de exemplu, un în... raion este o școală model, iar aici, într-o localitate, școala nu deci este deci, model. Deci, asta nu sunt unicele investiții pe care noi le facem. Noi, pe de parte, creăm această rețea, într-adevăr, și aici o să fie investiții semnificative, dar, în egală măsură, continuă investițiile și în, acele, în, celelalte instituții de învățământ. Tot anul ăsta o să selectăm, am selectat deja și o să publicăm lista vineri, 125 de instituții de învățământ în care renovăm integrarea blocurile sanitare. O să avem 60 de instituții de învățământ care o să fie dotate cu calculatoare, table interactive. Avem în jur de, cred că, 100 cel puțin de instituții de învățământ care o să se beneficieze de dispozitive asistive pentru copii cu CES. Pot în continuare aplica instituțiile de învățământ prin intermediul consiliilor raionale sau a primăriilor la programul satul european. Deci continui și investițiile în, acele, în celelalte instituții, bineînțeles, dar în egală măsură vrem să avem și o abordare așa mai focusată, foarte orientată anume spre crearea acestor poli, poli de atracții. Ați spus că veți încerca să-i stimulați pe părinții care își duc copiii la școli mici din localități, să-i ducă spre școlile din raioane, de exemplu, oferindu-le această sumă de 50 uh -huh. de euro, uh -huh. da? Uh, Înțeleg că trebuia să fie oferită începând în luna februarie, așa este? Sau? Nu. planul este să aprobăm modificările la lege în luna februarie, după care avem de aprobat o de guvern și ea ar trebui să devină funcțională din septembrie. Din septembrie anul viitor. Da, din septembrie anul viitor, pentru că atunci vin și autobusele, atunci cred că vom avea și un progres nemijlocit pe partea de construcție și renovarea instituțiilor de învățământ. Deci lucrurile o să se întâmple în paralel pe toate aceste patru dimensiuni care le-am menționat. Ce se va întâmpla cu profesorii din acele școli mici în care, de exemplu, nu vor mai rămâne elevi dacă ei vor merge în școli din raioane sau în alte școli mai mari? V-am auzit odată spunând în Parlament că ați luat în calcul inclusiv să le oferiți o alocație și acestor profesori. Există un plan concret ce alocație le oferiți acestor profesori dacă pleacă din școala lor mică din localitate într-o altă școală mai mare din centrul raional? Deci proiectul de lege care sperăm noi să-l adoptăm în două lecturi, în luna februarie, prevede, într-adevăr o alocație și pentru cadrele didactice, și dacă ele. Se vor reloca într-o instituție din apropiere. Din principiu, sistemul are un deficit enorm de cadre didactice, și vorbim de circa 7.000 de profesori care nu ajung astăzi. Respectiv, fiecare profesor este din neprețuit pentru sistem și noi avem toată disponibilitatea să oferim tot suportul necesar pentru ca ei, eventual, să poată să facă această tranziție, dacă și-o și doresc. Și, bună oară, dacă instituția cu șase copii dintr-o localitate.

nu va mai putea funcționa și profesorii vor dori să meargă la instituția din apropiere care e la o distanță de 3-5 km și au nevoie de transport și plus o alocație financiară, noi putem să oferim aceste lucruri, pentru că vă spuneam că într-adevăr deficit este foarte mare și noi nu putem să ne permitem să pierdem vreun, vreun cadru didactic. V-ați gândit aproximativ cât ar fi această alocație pe care ar urma să o primească profesorii? Urmează să definitivăm aceste detalii după ce aprobăm proiectul de lege, pentru că ca să avem cadrul legal setat și ulterior deja să agreiem și care ar fi detaliile, necesitățile mai specifice pentru, pentru această locație. Oricum, la prima etapă noi ne așteptăm că numărul copiilor care vor accesa alocația pentru copii va fi în jur de 1.000-2.000 de, de, familii. Respectiv, eu nu cred că o să existe și transformări la nivel de rețea în prima etapă și nu asta este obiectivul. Aici, încă o dată, și de fiecare dată subliniez că, într-un final, deciziile privind rețeaua școlară nu aparțin Ministerului, ele aparțin Consiliului Raional, care sunt fondatarele școlilor. Dar ce se va întâmpla, de exemplu, dacă avem o situație ipotetică pe care cred că ar trebui să o discutăm? Dacă profesorul dintr-o școală cu șase copii, să zicem, vrea să meargă în școala din localitatea vecină, unde mm. sunt mai mulți copii. Dar acolo nu mai este nevoie de această specializare a lui. Să zicem că este profesor de istorie iar acolo mai sunt trei sau patru profesori de istorie. Ce se întâmplă în acest caz, domnule ministru? V-ați gândit la un asemenea scenariu? Este o situație destul de fericită pe care ne-ați descrieți Din vizitele care noi le facem frecvent în teritoriu, în tot mai multe localități în care merg, văd copii de-a a patra care învață în aceeași clasă. Deficit acut de cadru didactice la toate disciplinele de altfel, respectiv un scenariu în care să nu existe șarj didactic pentru un cadru didactic, eu cred că este destul de improbabil. În egală măsură, Ministerul Educației, începând cu anul trecut, acopere costurile de recalificare. Respectiv, dacă un profesor de matematică vrea să predea și fizica și de cele mai multe ori, pur și simplu, nu are ce ne preda fizica sau un profesor de chimie vrea să predea și biologia, noi suntem gata să acoperim costurile pentru recalificarea lui. Este un proces care durează până la un an de zile, costă în jur de 5.000 de lei. Noi plătim din bugetul de stat uh, această recalificări pentru ca să poată de principiu să se încadreze și într-o disciplină uh, din, are, din area curriculară în care activează la moment. Respectiv, pentru acel cadru didactic, de 95% din cazuri eu cred că nu o să fie, o să fie disponibilitatea de ore la nivel de raion cu siguranță, dar în egală măsură suntem gata să acoperim costurile de recalificare dacă este necesar, pentru ca să poată să extindă spectrul de discipline pe care le poate preda. Trecând acum spre altă treaptă educațională în Republica Moldova, ce se va întâmpla cu comasarea universităților? Va continua acest uh, proces? Presupun că deja de la, de la începutul viitorului an școlar, să zic așa, sau nu? Ce planuri aveți? La această etapă nu prevedem alte schimbări în acest an uh, adoptate de către uh, Minister în raport cu uh, sistemul nostru universitar. Uh, credem că principalele fuziuni care au trebuit să se produc uh, s-au produs. Uh, acum urmează să valorificăm acele resurse care sunt disponibile. Anul ăsta uh, cred că o să avem în jur de 300 de milioane de lei în total care trebuie să fie valorificați pe dotări, echipamente, renovări. Uh, e o investiție semnificativă. Și obiectivul nostru strategic este ca acel proiect care este în implementare cu Banca Mondială să-l extindem și să mai accesăm încă 20 de milioane de euro în acest an, care la fel să putem să investim în sistemul nostru de învățământ superior. Sunt studenții străini o soluție pentru a remedia situația din domeniul universitar în Republica Moldova, în contextul în care. În Moldova sunt puțini studenți pentru că sunt puțini copii, este o problemă demografică și, de multe ori, cei care au absolvit deja liceul preferă să meargă să studieze în afara Republicii Moldova. Studenții străini, din punctul meu de vedere, reprezintă o sursă importantă de potențial venit pentru universitățile noastre. Care trebuie să conștientizeze acest lucru mai mult și să investească mai mult, noi o să le ajutăm în acest an. Am restructurat anumite elemente ale proiectului existent cu banca și am mai aplicat la anumiți donatori și o să avem, cred că, până la 30 de milioane de lei anul ăsta ca să ajutăm universitățile să poată să atragă studenți străini. Ne orientăm în special spre piața indiană pentru că profilul studentului indian este potrivit din punctul nostru de vedere, pentru Republica Moldova. O să mergem acolo, sper eu, în primul semestru acestui an. Am discutat deja cu ambasadoare, alături de prorectorii responsabili de internaționalizare. Constrângerea de bază astăzi este faptul că noi avem puțin profesori care vorbesc limba engleză. Noi o să acoperim costurile pentru studiul limbii engleze, dar asta nu este un proces care se întâmplă rapid. Ne gândim inclusiv să putem atrage profesori din afară, dacă este nevoie, care vorbesc limba engleză și o pot preda. O să avem câteva specialități pe care ne axăm. Vorbim de medicină veterinară, IT, inginerie, game design, animație. Există însă surprinzător pentru noi interes și pentru drept internațional, bună oară, sau economie. Cel puțin așa ne-a zis doamna ambasador când am discutat acum recent. La ușa dumneiei bat în permanență agenții de recrutare care își doresc să plaseze studenți indieni în Republica Moldova, dar e nevoie și din partea noastră să facem un efort. Domnule ministru Perciun, vă mulțumesc pentru această discuție. Dialogul nostru a ajuns la final. Vă mulțumesc mult! Acesta este podcastul video pe agenda cu o ediție nouă în fiecare zi de miercuri. Îl puteți găsi pe paginile Europei Libre, pe rețelele noastre de socializare, precum și pe canalul nostru de YouTube, pentru că aici încercăm să găsim răspunsuri la întrebările care contează pentru dumneavoastră.